Bine v-am regăsit! Florin Pescaru nebun vă salută! 3 aprilie 2020, în continuare suntem obligați să stăm în așa zisa carantină. Bine facem dacă putem și respectăm chestiile astea, că vedeți că lucrurile evoluează spre rău. O să trecem și peste asta. Cum ne-am propus acum câteva zile, astăzi ne umplem timpul prin exersarea unor noduri. Mi-am propus pentru astăzi exersarea unor noduri pentru acul cu ochet. Am să încerc să vă readuc aminte trei tipuri de nod. Nu ne referim la acul cu ochet folosit în genere pentru legătura fir de păr și acul cu ochet normal, că pe care îl folosim la pescuit în general. Da? Pentru asta am luat un ac care a fost legat în prealabil, îl vom desface și cu acesta va fi materialul nostru didactic. Vom da textilul acesta jos, vom folosi vechiul nostru fir negru. Primul, și vă aduc aminte, este nodul palomar. Există undeva în filmări, dar este bine să ne readucem aminte, îl facem de câteva ori și ne rămâne undeva pe creier. Ne încărcăm creierul cu altceva decât cu ceea ce auzim în zilele astea. Deci, primul lucru care îl facem, trecem firul prin ochet, prin partea pe care a ieșit îl întoarcem înapoi, da? Nu facem altceva decât ne aducem aminte că trebuie să fie puțin legătura mai mărișoară, da? Adică să fie bucla mai mare. Peste ochet facem un nod. Pe care nu-l strângem, da? Capătul rotund care a ieșit din acest nod, îl trecem prin ac. Deci trecem acul prin el. Îl aducem peste ochet și începem ușor să strângem. După cum v-am adus aminte, nu mai folosim salivă, da? În timpul ăsta acum și încercăm cât mai mult să folosim altceva și să stăm cât mai depărtate mâinile de gură și de față. După ce am strâns, eu am folosit un ac mai mare pentru exemplificare. Strângem foarte bine nodul palomar. Palomar și l-a însușit cineva, totuși să știți că românii îl făceau de mult timp. Bun. Al doilea nod pe care vi-l propun. Vom folosi același ac. Nodul prin ochet pe tijă. Nu facem altceva decât băgăm firul prin ochet, facem o buclă pe tijă, întoarcem firul și din partea dinspre ochet începem să înfășurăm pe tija acului numărul magic a rămas. Eu de 7 ori îl înfășor. Da? Înfășor, trec capătul prin buclă și încep și strâng. Aceeași parte cu umectatul. Și strângem. Strângem foarte bine. Acesta este al doilea nod pe care vi-l propun să-l facem astăzi sau în zilele următoare, să ne umplem timpul, cum v-am mai spus. Deci acesta este nodul prin ochet pe tijă, da? Tăiem din nou. Al treilea nod pe care vi-l propun pentru astăzi. Băgăm firul prin, să-i spunem nodul peste ochet, da? Băgăm firul prin ochet, întoarcem firul de-a lungul lui, facem o buclă, da? După cum se vede, începem și răsucim înspre ochet, 6, 7, acum capătul firului
nu-l băgăm prin ochet, îl băgăm prin partea de jos a buclei. Nu facem altceva decât umezim. Ținem capătul firului și tija acului și începem și strângem. Da? Tragem puțin și de capătul firului pentru a se așeza frumos nodul nostru. Sper să nu produc vreun accident, că asta ar mai trebui să ajungem și pe la spital în zilele de astăzi. Tăiem capătul firului, lăsăm cei 2 mm, ne aducem aminte că orice fir la un moment dat își pierde elasticitatea și începe să se strângă și este posibil să se desfacă nodul. Acesta este al treilea nod pe care vi-l propun. Dragilor, sper că v-am fost cât de cât de folos. Vreau să încercați chestia asta, lăsăm gândurile negre. În continuare, noi suntem cerebrali și stăm foarte bine, cred, cu calculatorul. Ne ocupăm timpul, avem ce face. Eu am să vă arăt așa, să vă dau un exemplu cam ce fac eu toată ziua când sunt obligat să stau în casă și nu pot ieși. După cum vedeți, astăzi am legat în jur de 300-400 de ace, zic eu că am legat. Voi lega în continuare. Asta este. Am material destul. Vor veni și timpurile de târguri și pentru prietenii de pe net. Ne umplem timpul. Mi-am propus până în septembrie, am, Doamne ferește, Doamne, nu mă luați în serios, am ce face. Din ce în ce mai puțin la televizor, la știrile astea care la un moment dat îți fac mai rău decât, mult mai rău decât bine. Să începem să selectăm decât ceea ce este vital pentru noi, să ascultăm doctorii în continuare, dar să nu ascultăm alarmiștii, să ne protejăm, să ne protejăm familia, să protejăm copiii în genere, să învățăm, să fie ca învățătură pentru ei, să vadă cam ceea ce se poate întâmpla în lumea asta și fără voia noastră. Cu mare respect, am să revin și în zilele următoare cu orice ce pot să vă ajut ca să ne umplem timpul, să stăm cu mintea limpedă. Cu mare respect încă o dată, Florin Pescaru Nebun, vă aștept în continuare pe canalul de YouTube, vă aștept în continuare pe Facebook, asta este partea bună a internetului, ne putem vedea și ne putem descreți puțin frunțile. Cu mare respect încă o dată de la Valentin de Munte, Florin Pescaru Nebun, vă salută!